într-adevăr, am avut un parteneriat pe o durată scurtă, aparent, cu această școală Excelsis, în întâmpinarea necesităților, nevoilor al unor cetățeni de pe raza comunei. Mai mult ne pot spune cetățenii care au primit aceste servicii. Am încheiat un parteneriat între Școala Gimnazială Excelsis din Ploiești și Primăria Mănești, principalul obiectiv fiind școală de vacanță cu copiii din zona Mănești, Băltița, Zalhanaua și Coada Izvorului. Doamna directoare de la liceul de la Ploiești mi-a spus că pot să intru și eu și am fost foarte impresionat. Am văzut o bucurie de nedescris în urma lucrurilor pe care le făceau în interior. Multe cântecele, foarte multe activități de îndemânare, de construit, de confecționat, foarte multe activități interactive. Vacanța aceasta de vară a fost una foarte frumoasă, pentru că timp de săptămână am fost la Băltița. Mi-a plăcut foarte mult. A fost superb. Activitățile. Am făcut o serbare și am cântat cântece care nu le-am știut. Venea microbuzul școlii Excelsis, venea la ora 5:30 și ne ducea înapoi. Deși se cunoșteau pentru prima dată, au socializat extraordinar de frumos copiii. Mulți copii nu pot să meargă într-un concediu undeva și atunci au găsit aici o modalitate de a se, să zicem, a se distra, a se recrea. Ne-a fost furnizat de la primărie o listă cu un număr de aproximativ 25 de persoane sau familii și am ajutat timp de o săptămână familiile pe care noi le-am considerat cele mai defavorizate. Într-o zi ne-am trezit la poartă fără să gândească nimeni. Ne-am întrebat ce nevoie avem. Băiețelul are o tetrapareză spastică nedeplasabilă. Am făcut o recuperare la gura ogniței, după care m-am îmbolovit eu. Tumoră maclină pe colul uterin. Dumnezeu m-a ținut că a zis că în 6 luni n-o să mai fiu. În 2018 a făcut un accident vascular cerebral. Strecare cardiacă la inimă, epilepsie, nu poate să miște mâna, aduce piciorul târâș, are multe, multe, multe probleme, nu pot să vă spun. Când face crizele, e frică lui ăsta micu să mai șadă cu el în casă. Soția fiind bonavă, cocubina fiind bonavă, nu poate să mai ne spere. Eu sunt așa cum sunt, eu am și copilul bonav, vă dați seama cum este. Nu mă spa nimica. Dacă ies afară, mă ciu de stâmpia până în camerele de unde răt. Ați venit frumos, eram în grădină, ne-ați adus ceea ce-i putut și la urmă ați văzut că e mizerie în curte. Și ați venit a doua zi, parcă, cu seceri să tăia și nu ați putut. Și la urmă v-ați dus și ați plătit pe ea și ne-a făcut și necurățenie în curte. Am întâlnit aici situații pe care nu le-am mai văzut niciodată în viața mea. De exemplu, o familie cu 7 copii care locuiau efectiv într-un grajd. Când vezi astfel de lucruri, nu-ți mai pui întrebarea oare de ce au ajuns aici, ci trebuie să acționezi, să faci ceva. Un fost grajd, da, un grajd în care au locuit animale și acum locuia o familie cu 7 copii. Copiii acestei familii erau luați în fiecare zi de microbuzul școlii de acasă și aduși la sala multifuncțională din Băltița. Înainte de a intra la activități, erau hrăniți pentru că veneau și spuneau că le este foame. Și doamna Camelia se ocupa să le dea ceva de mâncare. Bineînțeles că înainte mergea cu ei să se spele pe mâini și aceștia țineau mâinile, palmele, apa curgea pe palmele lor, însă nu se spălau. Trebuia doamna Camelia să le pună săpun și să-i învețe să se spele pe mâini. Probabil că toaletă
nu au văzut până atunci, astfel că tot timpul trăgeau apa și cereau voie să meargă la toaletă pentru a trage apa. Era ceva extraordinar pentru ei. Ați stat o săptămână și aproape în fiecare zi ați dat părăminți. Și stă rămâna că nu mai ne aduce nimeni. Domnul Iulian a venit cu domnul Tibi și s-a uitat la noi, la cazul nostru, și a zis că ar fi bine să ne facă și nouă o băiță, că mă chinui și eu cu copilul ăsta. Nu mai are loc în copaie, cum se spune la țară. Și domnul primar, îi mulțumim că este excelent, ne-a ajutat, ne-a adus cărămidă să ne facem o cameră. A venit domnul Tibi și ne-a adus dero și ulei și zahăr și bulion și de toate ne-a adus. S-a rugat pentru noi echipa care a venit și a mai ajutat pe câțiva după aici, le-a mai dat, să știți. Nu, dar după ceva, dar sunt, nu știu cum să vă zic, sunt un pic invidios. Păi, cum, Dumnezeu, cum să rezist altfel? Cu greu, cu foarte greu. Noi nu avem bani să dăm la doctor, numai de mâncare avem. Amețesc, mi-e rău, mă doare capul, mă arde pe spinare, pe burtă, pe tot. Dar am zis, cât timp o mai vrea Dumnezeu. Ce să-i fac, n-am cu cine, cine să vadă de ei. Din echipă au făcut parte elevi ai școlii gimnaziale Excelsis, exploratori din școala Excelsis, ghid asistenți, foști elevi ai școlii Excelsis, acum liceeni, ghid asistenți ai zonei Prahova și angajați ai școlii. Tot în acest program am făcut și o acțiune, o activitate de ecologizare a comunei. Parteneriatul nostru în asta a constat, noi am pus cazarea, spațiul de cazare la dispoziție, iar părerea mea și impresia mea este că sunt niște oameni inimoși și într-adevăr am făcut lucruri frumoase. Ceea ce mi-a plăcut a fost faptul că, să le zicem, profesori între ghilimele erau elevi de liceu și studenți la teologie, un lucru deosebit din punctul meu de vedere. Au acumulat și câteva cunoștințe despre organele interne ale omului, modul de hrănire a organismului, cum să se spele pe mâini, când, pe dinți, când să bea apă, de ce nu e voie să bea sucuri carbogazoase, de ce nu e bine să consume alcool și așa mai departe. Vorbind împreună cu soțul meu și cu cei doi băieți, băiatul cel mare mi-a spus: întotdeauna când vedeam astfel de cazuri, eram tentat să întreb, dar de ce au ajuns aici? Nu au ajutor social, nu au pensie, nu au salariu? Însă acum mi-am dat seama că dacă și Domnul Iisus ar fi întrebat, dacă și-ar fi pus această întrebare, dacă merităm jertfa Lui, aceasta nu ar mai fi avut loc. Când vezi astfel de lucruri, nu-ți mai pui întrebarea oare de ce au ajuns aici, ci trebuie să acționezi, să faci ceva.